Ce faci, Zarug? Dar tu crezi că eu mai știu după toată această agitație de showbiz de 5 secunde în care m-am pierdut de 5 ori? Reflectoare, lumini, zgomot. Da, este, mă simt prima, ca un om prima oară la asfalt. Dar și apoi, okay, știi, și apoi eu să vină pauza publicitară așa. Și totul e așa. Bun. Haideți să luăm un loc pe canapea și să povestim. Am înțeles că anul trecut a fost un pic mai, un an, un final de an mai dificil pentru tine? Da, a fost un an interesant, a fost și mișto, știi, vorbea, nu știu, echipa a învins, dar finalul dar a fost, ne-am nu ne-am calificat și am ieșit a treia echipă dintr-un singur participant, dar da, a fost nașpa sfârșitul de an. De ce? Și pentru că, nu știu, cred s-a întâmplat ceva, ai pățit ceva? În afară de faptul că am rămas fără permis din vina mea. Asta din vina drama mea. Bă, e oarecum, mă rog, ăla mi-a dat startul la această, nu știu cum să-i spun, introspecțiune infinită până la finalul anului. În fine, m-am întrebat în continuu ce dracu caut eu în viața mea și mai ales geografic. Adică? Și, adică, neregăsindu-te musa într-un spațiu în care trăiești, poți să-ți pui întrebarea că de ce nu pleci, știi? Eu vreau să facem o recapitulare pentru cei de acasă. Zarug, oameni buni, este un om care și-a terminat școala de marketing și managementul luxului, am făcut-o la Paris. Deci management și marketingul luxului făcută la Paris, corect? E un om care se pricepe foarte bine să combine haine și să facă tot felul de colecții senzaționale. Are foarte talentat, a fost și la emisiunea Cântă cu mine acum, nu? Unde ai fost să cânt acum cu mine? Unde ai fost să ai cântat? Da, în adică calitate de designer am fost, da, da. Ești artist, ești designer, ai spectacole, dar cu toate astea, mi se pare că ești o dramă, știi? Adică spui că geografic nu te înțelegi, adică se întâmplă lucruri care nu ți se potrivesc în țara asta. Foarte multe, cred că, uite, de exemplu, legat de cântat, da? Singur mi-am tăiat macaroana. Când am venit prima oară la tine și m-ai întrebat ce alegi, cântat sau haine, eu am zis că nu e nevoie să aleg, că merge de la sine, nu merge. Și nu numai, când nu ai experiența scenei, e destul de greu să te motivezi și să te mobilizezi, să urci în fața unui public pe care nu-l cunoște, la nu te cunoaște. Bun, cu muzica deci n-a funcționat. Funcționează în măsura asta, vreau să spun, în măsura în care îți și creezi ocaziile, pentru că da, am avut un an dificil și foarte mult din cauza mea și am avut un interviu la sfârșitul anului pentru un blog și m-am văzut în acel interviu și sigur că da, nu păream un prostălău scăpat de sub control, dar nu m-am plăcut eu pe mine în ideea în care mi se părea că prea mă plâng, frate. Și atunci, te plângi? M-am plâns, adică dacă vezi interviul ăla, reiese că sunt un om care acumulează destul de multă nemulțumire și da, ok, sunt nemulțumit, dar asta înseamnă nu că mă complac în asta, înseamnă că trebuie să mișc curul și să schimb ce nu-mi place. Și am schimbat. Și? Am concert pe 14 februarie am un concert pentru că De ziua îndrăgostiților, pentru că am pus mâna pe telefon și am sunat un director de teatru același, de la Apollo, și am zis, băi, am un show, te bagi? Mi-a răspuns sec da. Și am zis, ok, fac deci show. Pe 14 februarie, Zarug, o să aibă show unde? La Teatru Apollo 111, la 10 seara, e un fel de date cu jumătate de oraș. Uhum. Și după care profesional, că în interviul ăla m-am plâns și profesional, și cu asta am început anul rachetă, pentru că din nou mi-am creat ocazia și din proprie inițiativă am scris unor oameni care au unul dintre cele mai vechi branduri din țară de costume și le-am zis, bă, uite, eu pot să fac asta. Poți să fac asta, asta și asta, vă interesează? Da. M-au chemat la o discuție și așa, nebun cum mă vezi, mă voi ocupa de costume bărbătești la unul dintre cele mai vechi branduri românești din super de costume. Super tare, felicitări din toată lumea, pentru că știu că tu ești foarte talentat și ești foarte bun în lucrurile pe care le faci, dar uite că oamenii au ocazia să înțeleagă ce înseamnă și omul care e artist, așa că e greu de înțeles. Am putea spune zbaterile artistului, știi? Zbaterile, da, pentru că deschiderea asta către creativitate vine la pachet și cu o sensibilitate care câteodată e greu de înțeles pentru oamenii, așa zis, normali. Adică mă las atins de lucruri care pentru alții trec complet neobservate, numai pentru că am această antenă mai sensibilă decât ceilalți. Perfect. Zarug, să ai baftă și anul ăsta să fie senzațional. Așa arăți pe scenă, așa o să poată să te vadă lumea
într-un show cu totul și cu totul special. Pe 14 februarie la Teatrul Apollo se întâmplă acest lucru, nu? Da. Și felicitări să fii pe scenă, lumea să meargă, mersi, să te vadă, pentru că eu știu că ești foarte talentat, ești foarte, foarte bun. Felicitări. Mersi, mersi frumos. Serios, ești foarte bun și ții minte că am purtat la un moment dat, cred că la o petrecere Viva, o geacă făcută de tine și ții minte că m-am întâlnit cu o grămadă de oameni care sunt designeri și care fac tot felul de haine și când au văzut Zarug erau așa, oh, Zarug, știi? Adică eu zic să o ții pe drumul ăsta că ești talentat și ești bun. O țin, mersi frumos. Artistule, te mai așteptăm.